Dacă vrei să câștigi un cufăr Hydra pe serverul Polyphemus, ceea ce trebuie să faci este să te abonezi canalului și să lași numele tău de joc în comentarii. Salutare tuturor lumea și bine v-am regăsit la un nou episod pe seria 0 donații. E bine, cum vedeți, am revenit cu nivel 34 și în inventar vedeți că am 7 coruri dragon și 3 cufere argintii, ok. E bine, am mai farmat caracterul între timp, l-am lăsat pe auto să mai crească șamanca și cât caracterul și am reușit să fac niște cufere. Într-adevăr, sunt 3 bucăți, nu știu, 15, 45 de milioane, 50 de milioane pe acolo, dar se simte. Pentru așa un start de început, e ok. Bun, și acum am dropat, dar nu mai știu cât timp l-am lăsat pe auto, mi-a picat un FMS cu 16 medie și vreau să-l fac pe Ferrar. Chiar dacă eșuează, nu mă deranjează, noi o să avem arma tineri eroi. Dacă reușim să-l facem plus 9, o să-l dăm la 20 de milioane maxim. Bun, hai să vedem, e plus 5, plus 10, plus 5, acum la plus 6. Reușit, la plus 7 a ieșit. Ok, nu e nicio problemă. Între timp am mai făcut eu curat în inventar, iar acum vreau să mergem puțin în bazar ca să ne facem o pereche de abanoși și să vedem de un pentagon ceva. O să mă duc eu acum, mă pun, dar o să duc și șamanca în același timp ca să știu că e cu mine. Pentru că mai avem bani pe șamanca. Mai avem încă 7 milioane. Mergem frumos în bazar. Bun. Și acum ideea este că nu am sticlă, deși pe șamancă pot să o iau, dar nu știu ce să fac, să iau sticla pe șamancă sau nu. Dar o să ne uităm momentan așa puțin prin shop-uri. Bun, șamanca a dat-o chiar lângă Ferrar, foarte bine. A uitat o carte și în shop. Hai să o luăm de pe jos să o citim. A ieșit. Ideea este că nu știu cât sunt abanoșii plus 0, nu știu dacă găsesc dacă uitându-mă prin shop-uri, dar ne putem uita așa repede. Papuci, uitați, papuci de bambus și de pornați cu aur, un milion bucata. Și eu i-am adunat de pe jos, pentru că lumea pompa reu, că a zis unii, pentru ce adun, că n-ai nevoie, că poți să-i cumperi plus nou, dar nu vreau să-i cumpăr direct plus nou, pentru că decât să dau atâția bani, mai bine încerc să-i fac. Real mai, pentru că itemele de upgrade nu sunt foarte scumpe. Și dintr-un von cât îs, eu zic că îi faci mult mai repede plus nou decât să-i cumperi. Avem două perechi de abanoși, trei cu aceasta de pe noi. O să încercăm să-i dăm pe Ferrar până la plus 4 și la plus 5, sau nici nu știu până la cât plus, dar dacă eșuează, o să ne uităm pe piață să cumpărăm direct perechile plus 0 și o să încercăm noi să-i facem plus. Am început foarte bine, cu prima eșuare, chiar îmi place, astăzi e zi de plusuri, a doua, mă minunează jocul ăsta. Bun, haide, următoarea, plus 2, și a plus 3 a ieșuat, e incredibil. A ieșuat, a plus 3. Bun, o să scoatem noi sticla de pe șamanc atunci. Ne uităm acum după... Stați să schimb scena să vedeți și voi. Ne uităm după niște cercei. Abanos, da? Cu 0. 500 de ca bucata. E plus 6 dacă am căutat, nu sunt ok. Nu o să cumpărăm cu 0, o să cumpărăm primele 3 perechi cu 500 de ca. Puțin cam scump, dar să sperăm că nu eșuează ca și primii. O să încercăm să-i facem plus de data asta de pe șamancă. Și să vedem, prima pereche, plus 1, reușit. La plus 2, reușit. Plus 3, reușit. Plus 4, reușit. Și la plus 5 ne cere bucat de piatră prețioasă și avem una în inventar. Prima oară la plus 5, reușit. Bun. La plus 6 ne cere îndrumător de esoterică. O să încercăm să dăm cu bless acum. Căutăm esot la îmbunătățiri materiale, esoterică fără plus, am spus. Wow. Wow. Mă minunează cât de scumpe sunt lucrurile în momentul de față, pentru că toată lumea este pe serverul temporar și nu mai farmează absolut nimeni. Nu știu câte bucăți am zis, una. Hai să cumpărăm două bucăți, deși nu m-aș risca în halul ăsta, dar o facem pentru clip. Asta e prima oară la plus 6. Reușit la plus 6, la plus 7 ne cere 8 de pânză și oase de pește. O să-i lăsăm momentan plus 6, nu o să încercăm să mai dăm în ei. Pentru că dacă ne eșuează, atunci e o problemă, că nu mai avem. Ne uităm acum după un scut. Primul este la 8 milioane, plus 4. Nu sunt scuturi, deci nu vine să cred că nu sunt scuturi. Armuri, ce armuri găsim? Am găsit o mortală plus 0 cu un KPV
Să ne găsim ceva mai... Nu cred. O să încerc, o să luăm mortal asta, stați să mai transfer niște bani. Bun, și o să ne uităm acum la pietre, cât e o grabie plus 3, un milion bucată. Ce sunt așa scumpe prețurile? Și graba plus 4, nici n-are rost să ne uităm la grabie plus 4. Bun, o să luăm noi grabie plus 3, mergem la echipament, armură, căutăm, o să luăm mortal asta plus 0, da? Și o să băgăm acum. O să începem să băgăm grabie plus 3. Să sperăm că ne intră din prima. S-a spart. Haide. Am pus-o cu succes. O să o lăsăm așa momentan. Putem, am putea să încercăm să dăm niște plusuri în armură, doar că tot nu știu ce să fac. Să dăm cu blesuri. Să încercăm să dăm cu blesuri. Să încercăm să mai punem o piatră. Ce se întâmplă? Nu sunt pietre pe piață. Nu înțeleg de ce. Dar între timp hai să dăm armura la plus. E plus 1, avem 53 apărare versus 57 cu grabie plus 3. Nu știu dacă am eu pietre să zic că le cumpăr de la mine. Bun, am găsit 3 protecții plus 3. O să le cumpărăm de la noi, nu o să le luăm la prețul de piață, cât le-aș pune eu inițial. Bun, avem și de rângă caracter, avem 3 bucăți. O să vindem una la 500 de K, da? Să nu fie nici mai scump, nici mai ieftin. Hai să vedem, poate avem noroc să intre din prima, m-aș bucura foarte mult. Perfect, a intrat din prima, nici nu mai am nimic de zis, măcar pe partea asta de pietrat merge, n-am investit foarte mult. Acum că mai avem niște blesuri rămase, o să încercăm să mai facem plus, să dăm plus în armura. Să sperăm că reușim până la, nici nu știu, hai să o ducem până la plus 5 măcar. Măcar atât avem, plus 5. Plus 4 și acum avem nevoie de bucată de piatră prețioasă. Să sperăm că iasă plus 5 din prima. A ieșuat, incredibil. Să sperăm că iasă plus 5. A reușit plus 5, o lăsăm plus 5, la plus 6 ne cere îndrumător de esoterică, dar nu ne chinuim. Deci avem armura plus 5 cu un KPV, avem papuci cu 2 KPV, avem abanoșii, scutul și coiful sunt de level 1. Și m-am gândit eu că caracterul acesta o să-l ținem noi de farm, iar pe schimb o să ne facem noi un Sura care să vină fie cont principal, care o să încercăm să citim zilnic pe el. De asta o să citim pe șaman, o să citim cărțile Sunzi ca să facem, să încercăm să facem conducerea. Am revenit și cu metinul, dar în tot timpul acesta aveam scena pe șamancă și nu s-a văzut, ci s-a dropat. Dar ca să vă țin la curent, s-a dropat două pânze fine, am vorbit despre corele dragon că mi-au luat aproape 4 ore să le fac, 5 bucăți. În rest, nu s-a dropat nimic excelent, dar îmi pare rău că nu mi-am dat seama că am scena pe șamancă. Uitați un steag pe jos, exact ceea ce ziceam, trupează steaguri. În rest, nimic interesant. Și la sfârșit de video, cum am mai spus, o să începem să punem un shop. O să punem shop-ul cu cuferele ok. Și cu pietre, cărți, iteme de upgrade, ce mai avem noi pe acolo. La pe următorul video să avem din nou buget. Bun. Am luat o aura sabiei. Deci chiar am luat o aura sabiei. Nu o să o citim, o să o vindem. O lăsăm acolo pe șamancă. Avem aici un metin de 35. Piatra pe șamancă. Sfera sabiei. Piatra la noi. În rest. O să arunc piatra și o să iau pe șamancă. Sunt așa. Să avem pietre într-un loc. Am mai găsit un metin de 39. Dar să sperăm că pe data viitoare să avem noi un buget și să facem și suraul între timp, să facem nivel 30. Bun. Cartea este pe șamancă. Risipirea magiei. Nu ne trebuie. În schimb, licor și piatră. Asta mă interesează cel mai mult. Bun, o să spargem noi metinul ăsta și o să mergem să facem shop-ul. Eu zic că noi ne-am atins scopul pentru acest episod, încât am făcut abanoșii. I-am făcut o armură, am metin gata, avem piatra magiei care e pe șamâncă, bun, uniforma neagră, cartea. Cartea avem sufletul lui Indigo, nu știu dacă valorează ceva, nu o să o țin. Noi ne revedem din bazar. Bun, shop-ul a fost pus, ăsta este shop-ul, nu avem foarte multe în el, avem cărțile ce le-am dropat, o să vine și tăișul ăsta pentru că ne trebuie un buget, în rest tăișul 4 milioane, aura 6 jumătate, rest pietrele 150 de K, cuferele argintii la 16 milioane 500. Bănuiesc eu că se vor da destul de repede pentru că sunt primele pe piață
Aba nu știu ce am cumpărat mai devreme, i-am pus la 500 de capul, gata, să sperăm că vine și pe acestea. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și ca pe data viitoare, dacă vrei să câștigi un cufăr Hydra, abonează-te canalului și lasă numele tău de joc în comentarii și la următorul clip voi face extragerea cu următorul câștigător. Și până pe data viitoare, v-am țucat, numai bine și sărbători fericite! La suma de 500 de abonați vom extrage un câștigător pentru acest rubin mitic opac și pentru acest jad mitic opac, ambele full plus 4, ceea ce trebuie să faci este să te abonezi canalului.